este bibliografică. Astăzi vom vorbi despre Petru Cărare, poetul, prozatorul și dramaturgul care s-a născut la 13 februarie 1935. A început să publice versuri lirice și satirice de prin anii 1954, însă regimul sovietic nu încuraja satira și umorul. În pofida confruntării cu regimul sovietic, a continuat să scrie despre viciile umane și sociale. Petru Cărare a fost cunoscut în mod special ca scriitor pentru copii. Versurile destinate copiilor și adolescenților sunt considerate de o integritate și valoare educațională deosebită. Scopul este de a educa și copiii și adulții. Autorul evidențiază prin dialoguri vii trăsături psihologice de modalități, de existență, de exprimare a copiilor. Cartea Umbrela este dedicată copiilor, unde autorul descrie trezirea naturii, începutul de primăvară. Poezia Bună dimineața este una din poeziile lui Petru Cărare care ne dau un imbolt pentru trezirea naturii la viață. Următoarea carte autorului este Poezii pentru copii. Într-acest ciclu de poezii, autorul include și descrie cu amănuntul plecarea păsărilor călătoare, dar și alte poezii inspirate de la natura noastră impecabilă. Următoarea carte a lui Petru Cărare sunt Ochii mei ca două stele. Este o carte colorată, dedicată, după cum am vorbit, copiilor și este frumoasă, e scrisă pe înțelesul copiilor și o recomand să fie citită de copii. Așa cum am remarcat critica, literară, Petru Cărare posedă arta zâmbetului blajin, care ascunde abilacidul, ironia coronisivă, pretenția de a demasca. Cărțile sale se citesc dintr-o răsuflare, stârnesc hazul și îndeamnă la meditație. Vă mulțumesc pentru atenție!